seara și bine ați revenit cu treaba la profanare de matematică la geometrie. Nu uitați de like și share. Așa se face, dragilor. Noi intrăm repede în lecție, nu-i timp de pierdut. Schimbăm grupa și ne apucăm de treabă. Prof. online, proaspăt, fresh. Lucrăm. Nici o gură de apă. Așa. Da, nici o gură de apă n-am zis. Cum spunem aici? Patru latere. Patru latere, da. Patru latere. Clasa a șaptea. Da? Clasa a șaptea. Deci pornim la treabă despre patru latere. Ce este patru laterul? Un poligon care are... patru latere. Patru latere. Patru vârfuri, patru laturi, da? Ce, un poligon? Un poligon, da? Da, patru... un poligon cu patru laturi, da. Mm-hmm. Ia citește definiția să vedem, facem o confruntare între ce spune în manual și ce spune... Patru laterul convex este definiție. Poligonul cu patru laturi se numește patru latere. Un patrulater se numește convex dacă oricare ar fi două puncte aflate în interiorul său, așa, segmentul care le unește este inclus în interiorul patrulaterului. Perfect. Da, trebuie să înțelegem bine treaba. Deci mai întâi, unul, patrulater. Poligonul cu patru laturi, se numește patrulater. Da. Poligonul cu patru laturi. Da. A doua chestiune. Definiția a doua. Poligon? Convex. Da. Patru lateri convex. Da. Patru lateri convex, da. Poligonul convex e tot așa în definiția asta. Deci, patru lateri convex. V-ul acela l-a făcut un profesor din fugă și am văzut tot mânt. Da. Deci eu tot da. Când am zis da. Conex două da. Ori. Deci conex. Pe V l-ați văzut în fugă. Da, domn profesor, profesor scria da. Greșit, dar vorbea corect. Desigur. Deci patrulaterul convex este patrulaterul cu anumite calitate. Zice așa. Oricare două puncte, atenție, oricare două puncte din interior, dacă le unim, segmentul pe care le unește trebuie să rămână tot în interior. Și atunci e convex. Atunci e convex. Să desenăm un patrulater. Știu să desenez. Iată, acesta este un patrulater. Spun eu că este un patrulater convex. Oricare două, atenție, nu le luăm noi pe care vrem la, ci indiferent ce două puncte am luat, din interior pe oriunde ne-am duce, da. Două puncte luate, la întâmplare, da. Segmentul care le unește să rămână tot în interior. Atunci e convex. Atunci e convex. Aha. Convex. Da? Deci segmentul care le unește să rămână tot în interior. De cum da. Poate dacă poate să rămâne în exterior, uite. Ăla-i cu un cov. Păi și asta e tot patru laturi, tot patru laturi aia. Da, dar numai că e cu un cov. 1, 2, 3, 4 laturi, da? Și orice două puncte am unit, uite-ți pe astea, segmentul este. Da. Astea sunt două pe care le iau. Dar și oricare ar fi ele. Adică și ăsta de aici, și cu ăsta de aici, dacă le unesc pe cele două, să rămân tot în interior. Păi mai rămân în interior? Nu. No. Deci nu pe afară. Și atunci e concav. Atunci este concav. Da? Deci ăsta este convex. Și ăsta este concav. Pentru că aici am descoperit două puncte. Am descoperit din mulțimea tuturor situațiilor care ar fi, sunt o infinitate de situații. Dar am găsit eu două puncte pe care dacă le unesc,
fac ca segmentul respectiv să nu mai rămână în interior. Complet. Da? Nu mai rămâne în interior în totalitate. Da. Asta este o definiție. Eu n-aș da-o pe asta. Eu aș da pe următoarea. La concav, aș da așa. La concav. La convex, pardon, convex. La convex aș spune așa. Dacă prelungim latura, una din laturi, îl situează în totalitate într-o aceeași zonă. Deci, vedeți, dacă am prelungit o latura a poligonului, când am prelungit, practic, toată tabla asta a fost împărțită în două. O zonă de deasupra și o zonă de desubt. Și prin prelungirea laturii, unie din laturi, poligonul rămâne în totalitate într-o singură regiune. Da? Da. În cazul nostru, în partea de jos. În partea de jos pe tablă. Aha. Și atunci e convex. Dacă oricare latură am prelungit eu, iată, dacă prelungesc pe asta latură, iar rămâne de aceeași parte. Tot. Corect. Dacă o prelungesc pe altă, iarăși rămâne de aceeași parte. Da. Dacă o iau pe cealaltă, iarăși de aceeași parte. Aha, și asta e convex. Atunci este convex. Deci, dacă fac asta aici, concav, uite, ia, uite, asta îl situează deoparte. Da. Dacă fac pe cealaltă, nu mai... iată ce se întâmplă. Asta și deoparte și de alta. Și deoparte și de alta. Și atunci e concav. Oricare latură. Da, e faină, domnul profesor, și asta. E mult mai deșteaptă asta. Pentru că definiția asta spune oricare două puncte le-am unit și foarte greu spun pe toate punctele unesc. Da? E foarte greu să zici că oricare două, adică să nu-ți rămână nimic necercetat. Da. Și mi se pare foarte dificil așa să dau definiția. De aceea definiția pe care v-am spus-o acum este mai la îndemână, mai sună mai super, plăcut. Sunt da, foarte fain și o puteți reține. Da, pe asta. Da. Da? Dar am reținut-o, am reținut-o da, ca și... Da, ca definiție, dar acest interior, acest conținut spus în definiție, oricare două puncte ați unii, segmentul respectiv să rămână în interior, este mai dificil că oricare, adică toate punctele să le lună. Că tu aici, pentru segmentul ăsta, da, este bine, pentru altul e bine. Dar zici, oricare, adică trebuie să duci și la colțurile astea. Tot două puncte din interior sunt și când le-am unit. De acest formulare cu oricare este foarte importantă și dificilă. Și la teorie mai dă că suma măsurilor unghiilor în deci, da, convex este de 360. La concav nu? La concav nu. Numai la convex. Da, la convex. Da. De 360. Acum, haideți să luăm încă la definiția pe care m-am dat-o și eu. Și o scrie în dat domnului profesor. Da. Spune-mi. Un patrulater este convex dacă rămâne de aceeași parte a fiecărei drepte, dacă rămâne de aceeași parte a fiecărei drepte dusă prin laturile patrulaterului. Ce trece prin laturile patrulaterului, da? Ce conține laturile patrulaterului. Fiecărei drepte. Ce conține laturile patrulaterului. Adică, pe scurt, de fiecare latură prelungită, așa, să-l situeze de aceeași parte. Tot timpul de aceeași parte. Acum am priceput mai bine. Nu e clar, mai limpede, mai... Așa. Da? Duci laturile, duci dreptele prin latura, adică prelungești laturile pe scurt și îl vezi de aceeași parte, duci cealaltă, îl vezi. Când nu se mai întâmplă așa, de-l tai, nu mai este convex, e concav. Da? Și un patrulater este convex dacă nu se întâmplă așa, adică dacă una din laturile... Concav. Un patrulater este concav dacă există o latură care e împrăjită și taie poligonul patrulaterul interior. Da. Dacă există o latură, la noi chiar două sunt. E asta și cealaltă. Da, corect. Da? Deci dacă
Dacă nu rămâne de aceeași parte a... Dacă nu rămâne de aceeași parte, dacă există o latură și nu rămâne de aceeași parte, atunci e... Convex. Convex. Pe linia 2 nici nu rămâne de aceeași parte. Pe linia asta rămâne. Asta rămâne. Dar la asta nu rămâne. Nici pe asta nu rămâne. Deci dacă există una din ele, una din latură se existe, care prin ajute să taie în interior. N-ai înțeles, Mirvana? Ba da, eu am auzit că sunt două. Dar e corect, nu contează, tu uiți, una dacă nu tai, gata. Deci una dacă tai în interior, gata, nu mai este concav, ci este convex. Deci ați făcut patru latere, convexe și concave, fără paralelogram, da? Fără. Deci convex este când e de aceeași parte, concav când taie. Nu mai este. Așa. Când nu taie convex, când taie concav. Și avem probleme. Da. Multe? Da. Și-a-tai... Suma măsurilor a două, problema 1, de la pagina 125. Suma măsurilor a două dintre unghiurile unui patrulater convex este 160 de grade. Deci noi știm că suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este 360. Așa. Acum vă zice, două dintre ele au 160. Deci măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C. Da? Da, plus măsura lui D. Plus măsura lui D. Știm bine asta. Da. Că fac 360 de grade. Problema spune că două dintre ele au 160. Adică măsura lui A plus măsura lui B egal cu? 160. 160 de grade. Da. Știm că patrulaterul are trei unghiuri congruente. Deci, înseamnă că am încă o precizare. Măsura lui A, bun, ar luăm noi, măsura lui A, egal cu măsura lui B. Și egal cu măsura lui B. Egal cu măsura lui C. Aflați măsurile la fiecare. Să găsim cât este A-ul. Asta a fost ipoteza, nu? Asta o am scris-o ca proprietate valabilă în orice patrulater convex. Și în concluzie trebuie să găsim cât este măsura lui A, cât este măsura lui B, cât este măsura lui C și cât este măsura lui D. Măsura lui A cât este, a lui B cât este și a lui C cât este. Hai, ziceți. Păi, dacă scădem măsura lui A cu măsura lui B cu măsura lui C plus măsura lui D, egal cu 360, deci scădem măsura lui A plus măsura lui B. O să ne dea, da, putem să aflăm deja care e măsura lui A și măsura lui B și măsura lui C și măsura lui D. Păi asta ne se cere să aflăm. 4 K egal cu 360. Cum? 4K egal deci cu și 4K. Și 4K. Păi A egal cu K, B egal cu K. Deci da. Ești măsură egal cu K măsura, da? Da. Atunci 4K. Deci și 4K. Pentru că 4K. K plus K plus K plus K. Dar nu, mai 3 sunt egale, atât. Ea se folosește de prima, domnul profesor, din 360 ăla. Păi da, mă, dar la 360 mai atâta poți să spui. K plus K plus K. Adică alea sunt egale. K, atâta, 3. La măsura lui A cu măsura lui B, egal cu 162, K egal cu 100. Aici, da? Că am zis că A egal cu B egal cu C. K da? Egal cu 80, măsura lui A egal cu 80, măsura lui B egal cu 80. Și măsura lui C tot 80. Nu, la aici. Da, da, da. Măsura lui C tot 80. Bine. Dar da, atunci eu am să merg pe atunci varianta că A nu cu B, C și cu D. Haide să merg, ca să nu te lasi posibilitatea. Și măsura lui D. Nu e, că zis, trei din ele sunt egale. Și le-am zis că A cu C și cu D. Păi tot acolo e. Ba nu, ba nu, e măsura unghiului A plus măsura unghiului păi e la... Păi K plus măsura unghiului B. Și atunci ar veni K plus măsura unghiului B plus 2K egal cu 360. Așa ar veni, nu? Deci ar fi 3K, adică 3K, că A, C și D, A, C și D cu K, deci 3K. Da. Plus măsura, măsura unghiului B. Da. Fac 360. Păi de altă parte, mai am o altă relație. Și măsura unghiului A plus măsura unghiului B egal cu 160. Adică 2K. Nu, nu, că nu intră.
A, că B-ul nu intră. Nu intră B-ul. Nu mai au. Deci K, K plus măsura lui B, e egal cu 160 de grade. Le scădem. Sigur că da. Le scădem membru cu membru. Și rămâne 2K. Deci de aici rezultă că 2K e egal cu 200, nu? 200, K egal cu 200 de grade. Deci K egal cu 100 de grade. În final, cine era K-ul? A, C și D. Deci măsura lui A. Măsura lui A de 100 de grade. Egal cu măsura lui C. Egal cu măsura lui A, C și D. Și egal cu 100 de grade. Ce înseamnă că B-ul are 60. Iar măsura lui B de aici rezultă, nu? Măsura lui B este egal cu 60 de grade. Se la problemă. Eu aș fi făcut altfel. Ei s-au complicat cu K. Păi, pur și simplu, nu cu ea, în loc de da. A. Păi, aveat măsura lui A și cu măsura A cu lui B. A cu C și cu D, înseamnă de 3 ori măsura lui A. Da. Plus măsura lui B, fac 360. Asta înseamnă că măsura lui B. A plus B aveam 160, măsura lui C, măsura lui B, 360. Le-a plăcut mai mult așa. De, da. De ce? Okay. Fac următorul lucru. Niciodată nu mi repede elevul. Ideea lui este sfântă pentru mine. Foarte. Dacă am și o altă idee, sigur, asta nu era în contradicție cu ideea lor. De ce nici nu merită să mai zicem, să o mai discutăm? Este aceeași idee. Problema 2. Să zicem. De la 125. Ne luăm la rând, profesor? Da. Determinat măsurile unghiurilor unui patrater convex ABCD, știind că suma măsurilor unghiurilor A și C este 190. Deci măsura lui A plus măsura lui C este 190 de grade. Suma măsurilor unghiurilor A, B și D este 280. Măsura lui A plus măsura... Vă zic, da? Măsura lui A. Măsura lui A plus măsura lui C este 190. 190. Măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui D este 280. Plus măsura lui D, da? Da, da. Da, 100, 280, domnul profesor. 280, da. Și diferența măsurilor unghiurilor B și D. Măsura lui B minus măsura lui D, parcă mi-ai zis? Da. Egal cu? Este 30. 30. Dar nu mai scrim aia că... O sigur, avem tot timpul. Avem tot timpul. Asta e relația care tu ai tot timpul și o folosești. Asul din mânică. Da? Păi dacă le-am adunat pe primele două, am avea 2A plus C plus B plus D. Deci 2M, de două ori măsura lui A, de două ori măsura lui A, plus măsura lui B, plus măsura lui C, plus măsura lui D, fac cât, Miruna? Fac 280 plus 190, adică... 470. Da, 470. Dacă scădem... măsura lui B minus măsura lui D... Da, Andreea? Păi, atunci e perfect. Înseamnă că nu mai suntem sub presiune. Bine, bine, bine. Dar... Da. Dacă scădem măsura lui B minus măsura lui D, scădem. Tu vreau o idee și uite-te la asta bine, 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 bine. Uite la chestia asta. Și știi tu relații foarte bine. Ce relații știi? E comutativit. Nu, 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 nu. Toate unghiurile adunate cât fac? 360. Adică s-o scriu și eu. Măsura lui A plus măsura lui B. B plus măsura lui C. Plus măsura lui C. Plus măsura lui D. Este egal cu 360 de grade.
Și Miruna, acum ce îți vine în minte? Să le scădem. Și atunci măsura lui ea. Da. Este măsura lui ea, da. Da, măsura lui ea ar fi... Că de două, în loc de două ori măsura lui ea, zic măsura lui ea plus măsura lui ea. Uh-huh. Deci prin scădere, mai ușor ar fi fost așa. Măsura lui ea, ca să vadă toată lumea, plus măsura lui ea. Adică de două ori măsura lui ea, o scriu măsura lui ea plus măsura lui ea. Bine? Pe prima relație, adică. Da. Deci în loc de două ori măsura lui, măsura lui A plus măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui C plus măsura lui D egal cu 470 de grade. Și cum pe asta o știm, bucata asta o știm, că e 360, uite cât de clar este. Da? Ca asta toată o știm, e 360, atunci vine măsura lui A plus 360 plus 360, egal cu 470. De unde scădem, de unde se vede că măsura lui ea va fi egal cu 470 minus 360 face 110 grade. Miruna a propus așa, scădem din asta de sus pe asta de jos și vine măsura lui ea. Eu am arătat concret cum se întâmplă scăderea, că parcă nu le venea la îndemână, să zic așa, pe măsura lui A, 2 măsura lui A, măsura lui A plus măsura lui A, și am continuat. 470. Dar asta este 360 plus, da? Deci foarte clar. Am găsit pe A. Acum putem să aflăm și pe C. Pe C. Din prima, da? Da. Știm măsura lui A plus măsura lui C fac 90. Scriem asta. Măsura lui A plus măsura lui C egal cu 190 și cum o avem pe a lui A de 110, de aici rezultă că măsura lui C egal cu 80. 80, da? Măsura lui C face 80. Și ducem în a doua relație, unde avem măsura lui A plus măsura lui B plus măsura lui D. Păi nu la B, ce? Păi da. Dar avem pe A acolo și aflăm măsura lui B plus măsura lui D. Da. Deci spune Miruna că dacă ne ducem la a doua relație, cu măsura lui A o știe, va apare măsura lui B și cu D. Avem și măsura lui B minus măsura lui B. Avem și măsura lui B. Da, și le scădem. Da, și bine, corect. Deci hai să zicem că măsura lui A o știm, adică 110 grade plus măsura lui B plus măsura lui D egal cu 280 de grade. 200. De unde rezultă la de aici că măsura lui B măsura lui B plus măsura lui D faci, îmi dă cât 280 minus 110 face 170. Iar pe de altă parte măsura lui B minus măsura lui D așa, cât 30. 30 de grade. Și acum le scădem? Putem să le adunăm, adică, ca să ducă D-ul. Măsura unui cu D plus, altul cu minus. Și deci rezultă prin adunare că de două ori măsura lui B este egal cu 200, adică măsura lui B va face 100 de grade. Uh-huh. Și dacă B e 100 de grade, cum cu D adunat fac 170, înseamnă că și măsura lui D. Lui D de 70 de grade. Așa, este egal cu 70 de grade. Până acum am prins câte unghiuri. A, U, pe toate astea. B, U, și ce U? B, U, și ce U? B, U, cât am zis că este? Uite, B, U, tocmai ce a zis, măsura lui B, 100. B, 100. Măsura lui ce? Ce, 80, uitați, a scris-o mai sus. Uitați-o, domn profesor, imediat după linie, la jumătate. Așa, ce 80 de grade. 80 de grade. Și măsura lui D, 70. Și măsura lui D? 70. Egal 70. Unde vi s-a părut interesant aici? Ce n-ați percutat voi din prima? Aici, trebuia să ne scădem din 470 pe 370. Sigur că da. Deci n-ați văzut acolo... Dar de unde a părut de două ori măsura lui A?
De acolo porniște problema. Deci întâi și întâi, prima chestiune a fost să adune relațiile acelea. Dar cu ce scop s-au adunat Miruna? De ce le-ai adunat tu? Pe cât ai fost cu ideea să le adunăm pe primele două? Le-am adunat pentru că apoi puteam să scadă... Cele 360. Da. Ăsta e suportul, ăsta e motivul. Da. Deci le adunăm, dacă ai spus-o la întâmplare fără perspectiva asta, acum facem ordine. Am spus-o ca să scad apoi pe minus B, minus D. Nu merge. Nu te duci foarte bine. Minus B, minus D? Cum să scazi pe minus B, minus D? Dacă scazi pe minus B plus D. Că în momentul în care scazi pe al doilea, ăsta se transformă în plus. Tu ai avut o idee? Da, eu doar am spus-o pe moment, atunci am... Ai spus-o așa, acum nu mai știi. Nu, ai spus-o așa, așa ai spus-o. Te-am văzut, te-am prins, dar am trecut eu ușor peste idei. Când ai zis că scădem pe minus B, pe B minus D, când ai zis că de pe B minus D, nu poți să scazi pe B și pe D, D-ul este o scădere. Și minusul din față e poanta aceea. Da, permiteți mie să da. Zic ceva? Zic, te rog. Eu nu știu, eu nu m-aș fi complicat, mi se pare foarte complicat. Ia uitați-vă, măsura lui A cu măsura lui B cu măsura lui D, 280. De ce ar iese că măsura lui C, care nu e cuprinsă, e 360 minus 280 și am aflat-o. Și știindu-l pe ce, mă duc și repede, au, iese imediat. Adică, de ce trebuie să adun, să mă duc în ceva foarte complicat? Nu am văzut-o. Hai să vedem. Nu am văzut asta. Știți, eu aș fi vrut să vadă mai ușor. Categoric. Ia uitați, aveți 3 unghiuri, 280 de grade, înseamnă că al patrulea care nu este scris, e diferența dintre 360 și 280, corect? Adică, pe scurt, având relația de aici, A plus B plus C plus D, de 360, bucata asta o știm, A plus, plus B plus, plus D. Deci A plus asta B o știm, plus D. Plus D-o, deci. Da. Și ieșea C-ul imediat. Și ce rămâne? Și știi, aflându-l pe C, 8, 10 și imediat, mă duc în prima și este A-ul imediat. Adică, de ce trebuie să mă complic să le adun de două ori ăla? Pentru că asta... Haideți să o spunem... Sigur. Nu vă certăm. Pierdem timp. Nu se rezolvă. Nu vă certăm pentru faptul că ați avut o inițiativă. Nu. Dar e vorba de între o idee și alta, care e cea mai rapidă. Exact. Există în informatică să spunem un lucru care e esențial. Anume, când se elaborează un algoritm, adică niște pași succesivi care se așează pentru ca să plece o problemă start și stop, adică de aici plecăm, aici ajungem, trebuie avut în vedere drumul cel mai scurt. Corect. Da? Deci nu cu floricele pe drum făcute chestiile acestea în care se pierde timp. La calculator nu-i vorba de pierdut timp, da. Atât de puțin este încât... Dar în problemele foarte complicate, se are vedere tot timpul finisarea și, dacă vreți, algoritmul acela să fie cât mai clar și mai rapid. Pe asta... Exact, adică vreau, exact. Aș fi vrut să vedeți, ca să nu complicați lucrurile. Pe scurt, trebuia să înțelegem așa, cum măsura lui ea, asta o am tot timpul. În cap. Tot timpul am cu mine. Măsura unghiului. Proprietatea asta cu toate unghiuri naturale, fac cu 360. A plus măsura lui B, plus măsura lui C, plus măsura lui D, fac 360. Autorul îmi dă că A plus B plus D, îți 280. Iese C-ul imediat. Frumos C-ul. Și acum mă duc A plus C, văd că e 190, aflându-l pe C, au ieșit iar imediat. Adică eu m-am plictisit până a terminat voi de... Da. La asta mă refeream, da, nu că ideea lor n-a fost bună, Doamne. E corectă observația făcută, aceea că să fim atenți, tot timpul, doar atât avem ca axiomă, obiect, care ne e clar în minte, suma tuturor unghiilor fac 310. Corect. Tot ce se întâmplă acum, pe baza asta face. Exact. Problema numărul 3. În patrulaterul complex ABCD se știe că măsura unghiului A e de 90 de grade. Deci măsura lui A e 90 de grade, da? Hai să scriu aici. Măsura lui A
iar măsurile unghiurilor B, C și D, măsura lui B plus măsura lui C plus măsura unghiului D, domnul profesor, măsura... sunt proporționale cu numerele. Deci, sunt proporționale, nu zice măsura cui? Lui A e 90 și măsura lui B plus măsura lui C plus măsura lui D, acel la T3. Măsura lui B plus măsura lui C. Plus măsura, zici așa? Deci, iar, stați așa că vă zic, iar măsurile unghiurilor B, C și D, nu, atât? Măsura lui B, măsura lui C și măsura lui D, da, sunt proporționale. Direct proporționale. Dar nu zice direct. Asta, direct proporționale. Dacă spune proporționale, invers proporțional, atunci și precizează. Dar dacă spune proporțional, e direct. Direct proporțional. Așa, cu 5, 6 și 7. 5, 6 și 7. Și 7. Calculați măsurile unghiurilor patrulatelului. Eu mi-am aduc aminte. Și eu. Gata. Deci măsura, cum traducem? Măsura lui B supra 5 sau cum? Ori 5? Cum era? Nu, măsura unghiului B supra 5 este egală cu măsura lui C supra 6, egală cu măsura lui B supra 5. Scrie, mă, a zis tot timpul, scrie și cum vitez. Deci măsura lui B supra 5 este egală cu măsura lui C supra 6 și egală cu măsura lui B supra 7 și îl notăm cu K. Și avem... Pe de altă parte, mai știm... Că 5 ori măsura lui B... mai știm că măsura lui B plus măsura lui C plus măsura lui D e egal cu 360 minus 90. Așa, mai avem și cu măsura lui A, e egal cu 90, e dat de autor. Da. Și mai știm aia care trebuie să o avem tot timpul în minte, că suma măsurilor, măsura lui A, plus măsura lui B, plus măsura lui C, plus măsura lui D. 360. Așa, egal cu 360 de grade. Și cum 360 de grade? Și cum a lui A o știm că e 90 de grade? Înseamnă că B plus C plus D, deci măsura lui B, plus măsura lui C, plus măsura lui D, egal cu 360 minus 90, 270 de grade. Și acum, Adi, spuneai că nu știu ce. Spuneam că 5 ori măsura lui B este egal cu K, 6... Nu de 5 ori măsura lui B. Măsura lui B e egal cu 5K. Măsura lui B e egal cu 5K, că ai adus la același numitor. Așa, măsura lui B e egal cu 5K. Deci măsura lui B e egal cu 5K. Apoi, măsura lui C, Adi? Măsura lui C e egal cu 6K. Măsura lui C e egal cu? 6K. Da. Și măsura lui D? 7K. Și ce faci, Manca, acum? Locuim, Manca, hai! Adică 5K, te rog, vorbești și scrii mai, tu știi bine, sunteți clasa 7-a. Eu asta vreau de la voi. N-am încă pus la punct la clasa 4-a. Treaba asta de la voi. Miruna s-a apucat de treabă și termina cu stichistul. Asta trebuie să faci, Miruna. Terminul că nu important. Hai, cine Anca? Anca dictează că am rămas pe locat. Înlocuim... B cu 5K, hai. B cu 5K. 5K plus 6K plus... 6. Da? Plus 7K. Egal cu 270. Miruna, dacă ai terminat, te gândești la alte idei. Aceeași problemă s-o rezolvă astfel. Facem cât ai? 5, 6, 11 și cu 7? 18K egal cu 270 de grade, de unde K va fi egal cu, împărțim o dată prin cât? Prin 9 și vine 2K egal cu 30 de grade, K egal cu 15 grade. Da? Și de atunci, dacă acest ca e 50, la B vei spune 5 ori 15, 75 de grade. Din coace
6 ori 15, 90 de grade. 7 ori 15, 105 grade. 105 grade. O altă idee. Mai putem să facem măsura exactă, nu mai putem să punem 270 supra 5 plus 6 plus 7. Adică 20... Nu egal cu un K. Exact. Adică 270 supra... Ce proprietate, vreau să-mi spui, ce proprietate de la proporția aplici? Proporții derivate. Da. Proporții derivate. Da. Suma numărătorilor și suma numărătorilor egal cu fiecare raport. Deci egal mai departe cu măsura lui B. Hai să vadă toată lumea. Măsura lui B plus măsura lui C. Plus măsura lui B. 5 plus 6 plus 7 și egal acum cu 270 supra 18 care face 15. Da. Grade, da? Și de acum zic măsura lui B pe 5 egal măsura lui B supra 5 egal cu 15 grade. Adică e ca un găsit. Ca un găsit, da? Și de aici puncte toate unghiurile se găsesc. Da? Deci proporții derivate, am ținut și la chestia asta. Suma numărătorilor pe suma numitorului egal cu fiecare din rapoarte, da? Așa am făcut. Și eu, da? Am văzut că ai un K. Așa, eram un animariat înlătut da, cu K. Da, așa, da. Dar noi aveam ochiul de format și exersam pe chestia asta. Tot felul de da. Proporții, de acolo, proporții derivate. Păi, așa ne învățăm. Așa. Vă învățat prof online, așa. Determinați măsurile, 4, de 125. Determinați măsurile unghiurilor unui patrater convex, știind că acestea sunt direct proporționale cu 2, 5, 7 și 10. Nu, deci, determinați măsurile unghiilor unui patrulater convex. Da. Știind că acestea sunt direct proporționale. Acestea, adică toate. Da. Da. Adică măsura lui A, măsura lui B, măsura lui C. Măsura lui A, virgulă. Măsura lui B, virgulă. Măsura lui C, virgulă. Cu? Măsura lui D. Direct proporționale cu... 2, 5, 7 și 10, dacă îmi vorbesc. Da? Puneam parcă într-o paranteză rotundă. Da. Da, o acoladă. O acoladă, da? Da. Mulțumesc. Asta e direct proporțională. Cu 2, 5, 7 și 10. 2, 5, 7 și 10. Și 10. Anca. Nu trebuie să intru la lucru, voi. Anca, te rog. Măsura lui A sub... Hai, vorbește. Măsura lui A supra... 2. Hai, mai repede, egal cu măsura lui... Egal cu măsura lui B supra 5, egal cu măsura lui C supra 7, egal cu măsura lui D supra 10. Măsura lui D supra 10, da? Și egal mai departe, continuă. Suma măsurilor la numărător pe numitor, hai, egal cu măsura lui A plus măsura... Ai proprietatea așa care în minte tot timpul, suma o știi că te... Și egal cu măsura lui A, plus măsura lui B, plus măsura lui C. Vorbește. Plus măsura lui C, egal cu... Supra? Totul supra? Totul supra... 2 plus 5 plus 7 plus 10. Termina. Așa. Și egal mai departe cu 360. Supra? Supra... 24, nu? Poftim, îți bărbă de mine. Nu să-ți dea atâta. Eu 15. Și la împărțire trebuie să ai la 24? 15. Da? 15. Și acum zici, măsura lui A pe 2 egal cu măsura lui A pe 2. Hai, te rog, zicează-mi. Măsura lui A pe 2 egal cu 15 grade rezultă că unghiul măsura unghiului A este de 30. Așa vorbiți, haideți. Așa vreau, te rog. Zi-a. Măsura, măsura unghiului B pe 5. 15 din rezultă. Mai tare, măsura unghiului B. 75 grade. 15. Măsura lui C egal cu P
Pe 7, domnul profesor, este egal cu 15 grade, rezultă că măsura unghiului ce e ce 105, a aflat și a, de a aflat toată lumea. Bun, mai am vite de aflat. Hai, hai. Și măsura unghiului de pe 10? 150. E, 150, da. E egal cu 15, rezultă că măsura unghiului de e 150 de grade. Mersi. 150 de grade. Și terminat. Problema. Poți să și eu la un exercițiu din ăsta? Nu știu, dacă domnul profesor este de acord. Domnul profesor, sunteți de acord? Corect. Dacă nu scrie frumos, citeți. E singura chestie care mă deranjează, Adi. Nu scrieți frumos. Da. Deocamdată, mai stai. Cea care, pe care o invit da. Fără discuție tot timpul este Mihaela. Dacă vreți, eu vă iau locul cu drag. Hai, hai, ia-mă. Uitați, vreți la două stele deja, că da, stea da. Mă epuizat. Da? 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 Gata o stea? Da, da, gata, uite, dacă mergem repede și am înțeles, tot, normal. Tot secretul este asta. Asta, să... Suntem la problemele... Ia vedeți, că nu am pus pixul acolo, domn profesor. Da, da, da. Problema 5. Problema 6, că 5-ul e la fel, cu 4, cu 3, tu mai pierdem timp. 6. Trecem la 200 de metri. Măsura... calculați măsurile unghiurilor unui patrulier convex, ABCD, știind că măsura lui B e 2 treimi din a lui A, lui B egal 2 treimi din măsura lui A, apoi măsura lui C egal cu o șesime din măsura lui A, măsura lui D este o pătrime din măsura lui B. Măsura lui D egal cu în întreg și o pătrime. Și o pătrime din măsura lui B. Calculați măsurile unghiurilor. A, B, C și D. Conduce cineva, domn profesor? Da. Conduce Miruna, poftim. Mai întâi îl aflăm pe măsura lui D. Și măsura lui D va fi 5 pe 4. Măsura lui D? Da. A, aici ai introdus și întregi în fracție. Da, e egal mai departe cu... Măsura de egal cu 5 pe 4. Da. Măsura lui B. Din măsura? Din măsura lui B. Bun. Putem... Pe de altă parte este proprietatea, nu? Că măsura... O pic, să ascultăm, vorba ei. Zi. Ideea ei. Ai vrut să spui ceva? Da. Încă nu ești mulțumită. A, se compara, B o se compară cu A. C-ul cu A. Dar D-ul cu B. D-ul cu B. E rar să fie, mai dacă și D-ul s-ar compara cu A. Am avea aceeași unitate de măsură. Mm-hmm. Și atunci, în relația aceea, toată treaba. Cum se face, mai? Hai, să aducem aceeași unitate. Nu? Atenție, multe. Măsura lui D, D, e 5 pătrimi din B. Dar măsura lui B o știm, e 2 pătrimi din A. Așa atunci înlocuim acolo. Și nu se cumpă toate. Așa toate oameni. Lasă-mă, nu mai insista că tot tu, mă, ce mai mare. 5 pe 4 și în loc să pun măsura lui B, pun 2 pe 3. Ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3. Din măsura? Lui A. A. Și măsura lui A e... Și egal mai departe, și egal cu continuăm, facem operație cu fracția acolo. Și egal cu cât? 10 pe 12. Simplificăm acum, înainte, Adi, de ce se mulțim? Adică pe ăsta cu ăsta și 2 și 5 pe 6. 5 pe 6? Tu ai zis 10 pe 12, dar tot 5 pe 6. Ei, ești fericit acum. Avem și pe D acum în raport cu A. Și acum pe ce? Îl aflăm. Ce să-l afli, mă, că l-ai? C-ul este exprimat cu ajutorul lui A. B-ul e cu ajutorul lui A. D-ul e cu ajutorul lui A. Și dacă ai avea o relație care să... Măsura unghiului lui A. Asta e tot timpul, felicitat. Măsura unghiului lui B. Asta trebuie să știți, nu văd de la autorul. Măsura unghiului C. Măsura unghiului D. Este egal cu 360 de grade. Și acum eu vreau să pun măsura unghiului lui A. O rămâne, nu o știm. Măsura lui A rămâne bază. Plus. Loc de măsura lui B. Măsura lui A. Pun 2 pe 3. Nu. Măsura lui B cât este? 2 pe 3 măsura lui A. 2 pe 3 măsura lui A. Perfect. Eu nu eram așa. 2 pe 3 măsura lui A. Plus. Măsura lui C. 1 pe 6. Care e 1 pe 6. Pot din măsura lui A, domnul profesor. Da. Plus. Măsura lui D. Am raportat cu tot. 6 pe 6.
Egal cu cât? Fata asta? 360. Măsura lui A o dă un factor comun. Perfect! Asta vreau. Măsura lui A, facem un factor comun. Pe lângă. Ești de acord, Dani? Da. Pe lângă. 1 plus. 1 a rămas din prima, da? 1 neapărat, dacă spui 0, e o prostie. Normal. 1 plus 2 pe 3, plus 1 pe 6. Plus 1 pe 6, plus 5 pe 6. Plus 1 pe 6, plus 5 pe 6. Și egal cu? Avanul. Și egal cu 360 de grade. Aducem la celălalt. Rezolvăm paranteza asta, domnul profesor. Corect. Aducem aceeași numărare, adică 6 pe 1 cu 6 pe 2 pe 3 cu 2. Pe lângă. Și lângă. 6 plus 4. 16 pe 6. Că am calculat eu. Da? 16 pe 6 care înseamnă? Sunt parte, da. 8 pe 3. Da, 8 pe 3. Deci scrie de dată 8 pe 3 deja. 8 pe 3. Deci măsura la ori 8 pe 3, nu mai pune paranteza, este de prisos. Egal cu 360 grade. Și acum măsura unghiului A. Și de aici măsura unghiului A. E 360 de grade. Împărțit la 8 pe 3. Da, așa adică? Arde. Cu... 360 mulțit cu... Mulțit cu 3 pe 8. Așa, mulțit cu 360 cum să simplifică prin 8, cred. Da. Și dă 32, 4, 20, 45, da. 45 pe 3, 135 de grade. Pune 45 deasupra, Miruna. Mihaela, pune deasupra ca să nu se înțeleagă jos acolo. Așa. 45 ori 3, dar nu sunt tentat dacă ar fost... 45 ori 3, 135. Și am aflat măsura unghiului A de 135 grade. Acum, dacă știm măsura unghiului A, revenim aici. Da, da. Și măsura... Că B-ul e raportul a doua. E 2 pe 3 din 4 ori 45, nu? Da. Că A-ul e 45. 3 cu 45. 3 cu 45, 15 e 30 de grade. Corect. Măsura unghiului C, cine vorbește? Măsura... E 1 pe 6 ori 45. Reducem... Simplificăm. Simplificăm, domn profesor. Și ziceți copii cât? Prin 3 și face dacă acolo... Dacă prin 3 aici o să fie 2 și aici o să fie 15. Rămâne 15 pe 2. 15 pe 2? Nu prea. Dar de ce nu? Da? Da. 15 pe 2 care înseamnă 7 grade și... 7 grade și... Și noi știm să... Că, a, da, și 30 de secunde. Așa, 30 de minute. De minute. 7 grade, 30 de minute. Un grad este egal cu 30 de... Nu, cu 60, 60 de minute. Minute, corect. Apoi, secunde, nu? Că așa am vorbit. Și aici 5 pe 6. 5 supra 6 ori. A e 45, da? Da. Iarăși simplificăm. Și avem 15 și... Păi, 15. 15 ai zis bine și supra 2. Păi, da. Prin 3. 45 iară. A, 15 și 2, corect, domnul. Așa. Și 15 ori 5, 75 supra 2 și este egal cu 37 de grade și da. 30 de minute. 30 de minute. Asta știm despre ce. Vedeți că a avansat autorul. Ne-a pus în situația asta să vadă dacă știm să gradul să transformăm în minute, secunde. Aducem aminte, da, sigur că da. Deci care a fost noutatea aici, Adi? Ce poți să observi tu aici? Cu ce rămâi de la problema asta? Vreau să... Nu mergem repede mai departe, ci pur și simplu să vedem ce a fost important. Le-am raportat pe toate în funcție de... Da, aici a fost momentul. Deci A-ul, B-ul e în funcție de A. C-ul în funcție de A. B-ul nu era în funcție de A. Trebuia să scoatem pe A în factor comun. Și pe urmă, la momentul... Deci sunt trei momente importante. 1. Toate unghiurile B, C și D exprimate în funcție de A. Dar ideea pleacă de la faptul că B și C este deja în funcție de A și atunci ce bine ar fi ca și D să fie în funcție tot de A. Am putut face asta. Am putut face asta și cum suma tuturor măsurilor este 360, am înlocuit și apare măsura lui A, scos în factor comun. Deci totul este exprimat cu ajutorul măsurii lui A. De unde află măsura lui A și ne întoarcem în final și găsim toate unghiurile. Da? Măsurile de celorlalte unghiuri. Da? Deci, astea sunt trei lucruri importante. Exprimarea în aceeași unitate de măsură, cu măsura lui A. Da.
a tuturor lunilor. Mergem mai departe să vedem o altă problemă care sună așa. Măsurile unghiurilor A, B și C. Da. 7, 8. Asta este 7. Deci măsurile unghiurilor A, B și C ale triunghiului ABC. Ale triunghiului? Da, un triunghi ABC. Sunt invers proporționale cu... Deci, măsurile. N-am zis suma măsurilor. Da. Așa. Invers proporționale. Pune-le într-o acoladă, parcă așa, să simulțimea lor. Da. Este invers proporțională cu unghiurile, cu numerele 0,3 în perioadă, 0,5 și 0,25. Fără perioadă, da? Da. Și 0,25. Deci, atenție, cele trei unghiuri ale triunghiului ABC sunt invers proporționale cu unghiurile acestea. Dacă s-ar pune problema să aflăm unghiurile, am putea să o facem, nu? Da. Știm noi, scriem relația de invers proporționalitate, știm că suma măsurilor fac a unghiurilor 180 și de acolo treaba merge foarte bine. E triunghi, tocmai, e ce sublinie, triunghi. Așa de sublinie. Acum, paralela prin A la latura BC, desenăm un triunghi atunci. Facem un triunghi. Oarecare, da? Desenăm un triunghi. Oarecare, da. A, B, C. Da. Paralela prin A la latura BC. Există o unică paralelă prin A. Da. La să BC. La BC, da? A, așa. Deci, pur și simplu, prin A la BC. Paralela prin A la BC intersectează perpendiculara din C pe BC. Perpendiculara din C pe BC. Adică încet ridică o perpendiculară pe BC. Pe BC? Da. Convine? Da. Păi simplu. O perpendiculară. Pe BC e aici. Așa. Și ce? Așa. S-o duc? Sigur că așa. În sus, în jos. Asta e. Atunci perpendiculara e indiferent. Un detalii e tare. Așa, un detalii e tare. Deci perpendiculara în C. Pe BC. Pe BC. Taie această paralelă, bănesc, în punct D. Da. Într-un punct de aici. Să vedem cine mai spune. Am obținut patru latere. Da. Aflați măsurile unghiilor patru latere ABCD. Patru latere. Haideți. Bun. Deci, măsura lui A ori 3 pe 9 este egală cu măsura lui B ori 0,5. Dar nu putem să scriem... Ori 5 pe 10, ori 1 pe 2. Adică, vrea să spun, nu putem scrie 1 pe 3? 3 pe 9, la asta spui tu? Nu, da, 1 pe 3, corect. Da. Dar nu asta e să zici, altceva. Altceva. Da, aici, 1 pe 3. Putem spune deodată 1 pe 3, că nouă nu le place să scrie. Ca și aici, 1 pe 2. Și acolo 1 pe 2, corect. Și egal cu măsura lui C ori 1 pe 4. 25 pe 100, 1 pe 4. Bine, Adi? Da. 0,25 înseamnă 25 pe 100, adică 1 pe 4. Pe de altă parte știm că măsura... Asta e puțin. Acum avem măsura lui A pe 3. Da, așa se scrie. Măsura lui A totul pe 3, să scrim așa, Mihela, că ea are o idee. Da, bine. Totul pe 3. Egal cu măsura lui B. Totul pe 2. Da. Și egal cu măsura lui C, totul pe 4. Și avem 180. Și egal cu suma măsurilor. Suma deci, scriem, și egal cu măsura lui A plus măsura lui B, ca să nu fie bineînțeles de fapt. Măsura unghiului. Ce? Supra? Ia altceva. Supra? Supra 3 plus 2 plus 4. Supra 9. E bine așa? De 3 cu 2. Da. 5 cu 4, 9. Da. Așa, și avem 180 supra 9. Da, cu 180 de grade, că știm noi cu măsura. Este unghiilor unui triunghi 180 supra 9 și le dăm cu 20 de grade. Bun, și atunci la fel pe A? Măsura lui A. Este
egal cu 3 ori 20, 60 de grade. Și ce 3 ori 20 de? 3 de acolo, ori 20 de jucat, da. Egal cu 3 ori 20 grade. 2 ori 20. Și egal cu 80 grade. Și 4 ori 20, 80 de grade. Bun. Am aflat măsurile unghiului. Cum o spuneam mai devreme, dat fiind faptul că se refer la triunghi, am putut găsi unghiurile, cele, unghiurile triunghiului. Da, adică ăsta. Dar câte din unghiurile? Măsura lui ACD este egal cu 90 minus 80, adică 10 grade. ACD-ul are 10 grade. A, C, C, D. Are 10 grade. Pentru că știi A, C, D. Da. A, C, D. Da. Da. Are 90 minus 80, 10. Aici o idee de așteaptă. Eu zic că n-am stat la măsură aia. Nici nu m-aș fi gândit. Deci, de așa. Ea zice așa. Ia. Cum C-ul e cunoscut ca măsură? Da. Cât este măsura lui C? 80. 80, da? Da, da. Câte la avem aici? E 80. Mm-hmm. Da. Și aici e... Și tot era din 90. Am dus pe perpendiculară. Am dus pe perpendiculară. Înseamnă că atunci s-a rămas 10. De ce ți-o fi trebuit ție 10 lui ăsta? Nu știu, dar deocamdată tu ai ideea asta, ți-o respectă. Deci tot ce e 90 înseamnă, domnul profesor. Da, tot ce e 90 din am dus perpendiculară. Da. Deci, da. Practic, din 4 la 10 știm pe B acum. Da, pe tot ce e 90. Și pe ce nu știm și... pe A și pe D. Nu știu, că mai are o bucățică aici, domnule. Deci, vedeți, avem o problemă complicată acum, că nu știm pe tot A-ul. Unul ne-ar trebui, dacă l-am ști pe tot A-ul sau pe D-ul. Pe ăsta știm că e 60. Așa, așa. Dar pe ăsta nu știm. Nu știm pe ăla. Nu știm nici pe ăsta. Știm pe ăsta, pe ăsta. Pe ăsta am zis că e de 40. Ăsta e de 60 și ăsta e de 90. Ăsta ne trebuie nou acum. Da, nu? Da, mai zici ceva în problemă? Da. Hai să vedem cum s-a obținut D-ul. D-ul cum s-a obținut? Duceți prin A paralelă la BC. Opa! Deci asta înseamnă că AD e paralelă cu BC. BC. Asta e foarte tare. Deci asta înseamnă că da, nu se consecvanță. Da, înseamnă că B-ul cu D. Deci D e 40. Care-i? B-ul cu D-ul, nu? B-ul cu D-ul. De unde? Dacă avem secanta AD, AC. AC secanta, da. Pentru cele două paralele, două paralele, te rog. Deci asta, asta, domnul profesor. Așa mai mult. Și secanta AC, zice. Și secanta AC. Așa. Da? Da. Care unde? Unde ar fi B cu D? Păi unde B? Că e unde secanta? Da. N-are nicio treabă acolo. Unde care ar trebui? Acum unghiul ăla de acolo. Deci bucățica aceea care completează pe unghiul A, dacă aceea, cu cine să fie, în mod sigur? Cu asta. A, ce e D-ul. Cu asta, nu? Cu aceea, sigur este că sunt alterni interne, nu? Da, alterni interne, dar asta e de 80. Și asta înseamnă de 60 de 80. Da. Miruna, nu-i bine? Ce n-ai înțeles, Miruna? Hai să vedem. Deci, uite, acum AD-ul e parafia asta, așa. BC-ul este asta, secanta. Și secanta AC. Așa. Așa e secanta. Și așa, 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 acum hai să vedem aici. Noi îl știm pe care îl știm, domnul profesor. Noi îl știm ăsta la de, de ăsta de jos de 80. Uite, ăsta știm așa, de 80. Așa. Da. Atunci e obligatoriu ca altermin interne cu ăla cu de acolo. Și bucățica aceea de unghi, adică DAC, DAC, adică Miruna, DAC completează unghiul A al patru. Că știm că sunt paralele. Paralele. Și dacă sunt paralele, înseamnă că au unghiul congruent. Și având unghiul congruent, se face în și măsura lui ăsta e egal cu măsura. Deci bucățica aceea care ne trebuia nouă pentru repede completarea măsurii unghiului BAD A patru laterului, bucățica aceea de unghi, adică CAD, îi cât unghiul A, C, B. Da. A, C, B. Și adică acum, unghiul C. Cum unghiul C este de măsură 80 și așa. Și și acum, deci ăsta este 90, ăsta este A-ul tot de 140. E 60 cu 80. B-ul e de 40, D-ul e prin diferență. Este 60 minus... Minus cât o nu e și acolo. Măsura unghiului D, care nu aveam, egal cu 360. Sau 100 minus
A, eu m-am dus în patru later. E tu în ce te-ai dus? Între unghi. A, tu te-ai dus între unghi. Corect. În care te unghi? În ăsta s-a dus domnul profesor. Că știi pe ăsta de 10, mm-hmm. știi pe ăsta de 80 și... 100 de minute, 90. Tot aia. Da. Și e dat 180 atunci. Mai e un motiv pentru care puteai să spui că unghiul dui din 90 de grade? Foarte tare. Am dus perpendiculara din ce pe, da. Pe paralelă. Sigur. Și atunci unghiurile acestea... Nu? Miruna, mă așteptam să vii foarte tare. Să zici, dom'le, și aici ai 90. Ăsta fi în paralele. Da, aici ai 90 și aici ai 90. În situația de aici, concretă, când am dus perpendiculara de aici... Nu ai avut argument, sigur, da. Deci, fiind perpendiculară aici, e perpendiculară și pe asfalt. Că unghiul de aici e cu ăsta al termenii interne, poftim. 90-90. Ieriți paralel. Da? Așa era mai simplu. Mult mai simplu. Și deci, la aflam și nu mai aveam. Când am dus perpendiculară pe perpendiculară, 90-90, păi ăsta îl știam, ăsta vine prin diferență. Corect. Era o soluție mai rapidă. Mai rapidă. Da? Deci, tu ai observat, dar nu știi să argumentezi. Da, nu am avut argumente suficiente, domnule. Dar noi trebuie să redactăm asta. Păi, da, oprim. Da, oprim. Nu, nu, redactat.